preoții tăi să se îmbrace în nedreptate și credincioșii tăi să tresarete de bucurie de dragul slujitorului tău, David, nu ținitoare și fața de la unesurile tău. A jurat lui David în într-adevăr și nu-și va retrage cuvântul din rodul trupului tău, voi pune pe tronul tău. Fii tăi vor păzi legământul meu și poruncile pe care le-am dat, atunci fiilor vor sta din neam în neam pe tronul tău. Binecuvânta din plin roadele lui și voi sătura pe săracii lui cu pâine, îi voi îmbrăca pe preoții lui cu mântuire și credincioșii lui vor cânta de bucurie. Iisusea, să se îmbrace de dreptate de bucurie de dragul slujitorului tău, David, nu ținitoare ce față de la unesurile tău.
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Iisus Hristos ne-a făcut împărăție și preoți pentru Dumnezeu și Tatăl Său. Lui să-i fie gloria și puterea în vecii vecilor. Amin. Cu dor am dorit să mănânc acest Paște cu voi. Preasfințite, ințiile voastre, dragi și iubiți părinți, dragi seminariști, dragi și iubiți credincioși, astăzi Iisus ne cheamă să ne apropiem de El. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Astăzi ne invită la ospățul Său. Ne numește prietenii Săi. Noi am venit astăzi aici și vă salutăm pe toți să-i răspundem lui Iisus cu cuvintele noastre. Fiecare, iată-mă, Doamne, am venit să împlinesc voința Ta. Aceasta este ziua noastră, ziua răspunsului nostru la marea onoare pe care ne-a făcut-o Iisus. Să-i rămânem fideli, să-L facem cunoscut, să-L purtăm în toată lumea, să ungem cu undelemnul Său pe toți cei care intră în împărăția Sa pentru a celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii, ziua preoției noastre. Îi cerem iertare acum lui Dumnezeu din toată inima pentru toate păcatele, ca jertfa noastră de astăzi să fie un prinos de laudă adus Celui care ne-a chemat. Mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Marie, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
gloria in excelsis Deo. Să ne rugăm. Dumnezeule, Tu l-ai uns cu Duhul Sfânt pe Fiul Tău unul născut și l-ai rânduit Mesia și Stăpân peste toate. Dă-ne, te rugăm, harul ca noi, cei făcuți părtași de aceeași consacrare, să fim în lume mărturisitori ai misterului răscumpărării, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Isaia. Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea, de aceea Domnul m-a uns și m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună, să leg rănile celor cu inima zdrobită, să vestesc eliberare celor captivi și deschiderea porților celor închiși, să vestesc un an de bunătate a Domnului, o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, ca să-i mângâi pe cei mâhniți,
Să-i pun pe cei mâhniți din Sion să ia diademă în loc de cenușă, unde lemnul bucuriei în loc de jale, veșmânt de laudă în locul Duhului frânt. Voi vă veți numi preoți ai Domnului și vi se va zice slujitori ai Dumnezeului nostru. Le voi da răsplată în adevăr și voi încheia cu ei o alianță veșnică. Va fi cunoscută între neamuri descendența lor și între popoare urmașii lor. Toți cei care îi vor vedea îi vor recunoaște. Aceștia sunt descendența pe care a binecuvântat-o Domnul. Cuvântul Domnului. Îndurările Domnului în veci le voi cânta. L-am aflat pe David, slujitorul meu, și l-am uns cu un de lemnul meu cel sfânt. Acestuia mâna mea îi va da stabilitate și brațul meu îi va da putere. Fidelitatea și bunătatea mea va fi cu el și puterea lui va crește prin al meu nume. El îmi va spune, tu ești tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Har vouă și pace de la Iisus Hristos, martorul cel credincios, primul născut dintre cei morți și principele regilor pământului. Celui care ne iubește și ne-a eliberat de păcatele noastre în sângele Său și ne-a făcut o împărăție, preoți pentru Dumnezeu și Tatăl Său, Lui să-i fie gloria și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că vine cu norii și orice ochi îl va vedea, chiar și cei care l-au străpuns. Își vor bate pieptul din cauza lui toate triburile pământului. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, spune Domnul Dumnezeu, Cel care este, care era și care vine. Atotputernicul. Cuvântul Domnului. Asupra mea,
El m-a trimis să le aduc vestea cea bună săracilor. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus a venit la Nazaret, unde fusese crescut, și a intrat în sinagogă, după obiceiul lui, în zi de sâmbătă, și s-a ridicat ca să citească. I s-a dat cartea profetului Isaia și, deschizând cartea, a găsit locul în care era scris: Duhul Domnului este asupra mea, pentru aceasta m-a uns să duc săracilor vestea cea bună. M-a trimis să proclam celor închiși eliberarea și celor orbi recăpătarea vederii, să redau libertatea celor asupriți, să vestesc un an de bunăvoință al Domnului. Apoi, închizând cartea și dând-o slujitorului, s-a așezat. Ochii tuturor din sinagogă erau îndreptați spre Iisus. A început apoi să le vorbească: Astăzi s-a împlinit scriptura aceasta, pe care ați ascultat-o cu urechile voastre. Cuvântul Domnului. Sfințite, dragi confrați într-o preoție, dragi diaconi, iubiți seminariști, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși. Ca în fiecare Joia Sfântă, trăim astăzi un moment deosebit de intensă comuniune preoțească. La liturgia Crismei sunt chemați toți preoții diecezei pentru a concelebra în jurul episcopului și pentru a exprima astfel, într-un mod sensibil, comuniunea profundă care ne leagă în virtutea apartenenței comune la colegiul preoțesc al acestei biserici locale, dieceza de Iași. Originea este alegerea pe care Iisus a făcut-o cu persoana noastră săracă pentru a o asocia la misiunea Lui. El, unsul lui Dumnezeu, a voit să ne ungă și pe noi pentru ca să putem trăi întreaga noastră viață în slujirea poporului său, trupul lui Hristos, biserica. În episodul prezentat de Evanghelie, Iisus, deja în toiul misiunii sale publice, se întoarce la Nazaret, unde își petrecuse primii ani ai vieții sale. Intră în sinagogă fiind zi de sâmbătă și este invitat să citească. Este un moment solemn, momentul dificil în care omul Iisus din Nazaret se întoarce în ținutul care l-a văzut copil
și acum vrea să reveleze concetățenilor săi care este adevărata sa identitate. Toți cei prezenți se gândeau că îl cunosc și se gândeau de asemenea că au înțeles cuvintele din capitolul 61 al profetului Isaia, pe care noi l-am ascultat la începutul acestei celebrări, la prima lectură. Profetul vorbește despre Duhul Domnului care umple de prezența sa pe cel pe care îl trimite. Și Iisus la sfârșit spune, aceste cuvinte au fost spuse despre mine în vederea revelării mele. Această ungere devine definitivă în Iisus. În El apare cu adevărat fața lui Dumnezeu. În El este adresat în mod definitiv săracilor vestea cea bună a mântuirii. În El se inaugurează anul de har, care va ocupa toată istoria până la sfârșitul timpurilor. Iisus își atribuie sie și această misiune. Astăzi s-a împlinit această scriptură pe care voi ați ascultat-o, dar în același timp dorește, în imensa sa pasiune pentru oameni, ca anunțul eliberării, ca harul eficace al Domnului să invadeze timpul și spațiul și să ajungă până la marginile lumii, până la ultima zi a timpului. Iată de ce Domnul face părtaș de ungerea sa, poporul său și în el, cu o misiune specială, îi asociază pe preoți. Duhul Domnului este asupra noastră, de aceea ne-a consacrat cu ungere și ne-a trimis să vestim săracilor vestea cea bună. Iubiți confrați preoți, sunt cuvinte pe care le putem repeta și noi. Duhul Domnului este asupra noastră, de aceea ne-a consacrat cu ungere în ziua preoției noastre și ne-a trimis să vestim săracilor vestea cea bună. Să nu uităm niciodată că am primit același Duh al lui Iisus, care s-a coborât asupra noastră și ne-a consacrat în mod solemn cu ungere, în ziua în care noi am fost sfințiți preoți. Duhul Domnului ne-a consacrat pentru a aparține în totalitate lui Hristos, pentru a ne configura cu El, marele și veșnicul preot, pentru a fi trimiși, pentru a fi mereu în misiune, adică pentru a duce săracilor mereu vestea cea bună a mântuirii. Nu este o doctrină rece, nu este un cod etic ceea ce spun, dar este însăși Evanghelia, adică Iisus Hristos mort și înviat, pe care noi trebuie să-L vestim oamenilor, pentru că numai în Hristos se află mântuirea. Numai pe El trebuie să-L dăm oamenilor pe care îi întâlnim. Și am fost consacrați pentru a fi trimiși și pentru a vesti pe Hristos oamenilor prin cuvânt, prin cuvântul și prin exemplul nostru. Viața preotului este în referință la poporul său. Preotul a fost uns în ziua hirotonirii pentru a fi pentru popor. Putem spune cu scrisoarea către evrei, preotul ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur. Preotul luat dintre oameni și pus spre binele oamenilor. Iar noi, atunci când am fost unși și aleși în ziua hirotonirii noastre, am răspuns solemn în fața întregii comunități eclesiale, iată-mă, atsum, sunt prezent, trimite-mă. Am răspuns astfel împreună cu profetul Isaia când s-a auzit glasul Domnului care întreba, pe cine voi trimite și cine va merge pentru mine? Și a răspuns profetul Isaia, iată-mă, trimite-mă. Și noi, atunci când am auzit glasul Domnului și ne-am prezentat tocmai pentru a fi investiți cu puterea preoțească, am răspuns solemn, iată-mă, sunt aici, trimite-mă. Și apoi Domnul însuși, prin mâinile episcopului, ne-a impus mâinile și noi ne-am dăruit misiunii
sale misiunii de a vesti săracilor vestea cea bună a mântuirii. De aceea, iubiți confrați, trăim astăzi cu mare emoție această zi și ne întoarcem la izvoarele preoției noastre și putem cânta pe bună dreptate ceea ce noi deja am făcut după prima lectură cu psalmul 88. Îndurările Domnului în veci le voi cânta. Și în fiecare zi trebuie să repetăm aceste cuvinte, știind că am fost aleși și trimiși pentru o misiune, am fost asociați de Hristos la misiunea sa. Astfel exprimăm și astăzi și întotdeauna sentimentele de bucurie și de recunoștință pentru darul Sfintei Preoții. Lecturile pe care le-am ascultat și psalmul responsorial ne vorbesc tocmai despre oameni unși. Slujitorul lui Iahve din Isaia, ne gândim și la regele David, ne gândim la însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Cei trei au în comun ungerea pe care o primesc și la rândul lor această ungere este destinată să ungă poporul fidel al lui Dumnezeu, ai cărui slujitori sunt. Ungerea pe care o primesc este pentru cei săraci, pentru cei închiși, pentru cei asupriți. Ungerea cu un de lemn ca o consacrare care prin puterea Duhului Sfânt transformă și abilitează persoana pentru o misiune, o misiune de a vesti mântuirea și milostivirea Domnului, îndurările Domnului în veci le voi cânta. A doua lectură pe care am ascultat-o din Cartea Apocalipsului vorbește despre Iisus Hristos, Mesia, unsul Domnului, Alfa și Omega al istoriei, Cel care este, care era și care vine, și care ne-a consacrat la rândul nostru ca popor preoțesc spre slava lui Dumnezeu Tatăl și spre mântuirea lumii. Iubiți confrați, liturgia Crismei își ia numele tocmai de la binecuvântarea uleiurilor. În acest rit se manifestă și vă invit să pătrundem încă o dată acest moment, se manifestă originea vocației noastre și finalitatea sa. De multe ori am întâlnit preoți care, întrebând dacă vin în Joia Sfântă la catedrală și cu bucurie spuneau, merg ca să-mi reîmprospătez uleiul de pe palmele mele din ziua preoției. A fost un moment în ziua hirotonirii când poate în grabă, după ce s-a rostit rugăciunea de consacrare, am îmbrăcat hainele, veșmintele sacre, era ultimul moment când se ungeau palmele și imediat asistentul le ștergea. Poate a trecut așa cu vederea, dar acest moment este reamintit în fiecare an, de acest moment în care noi participăm la sfințirea uleiurilor, pentru că suntem chemați să înțelegem originea vocației noastre în ungere și în finalitatea sa. Uleiul este așadar, am putea spune, protagonistul acestei celebrări din Joia Sfântă, totuși nu în sens alimentar, dar în sens de ungere care fortifică, care întărește, care dă frumusețe, care face ca trupul să strălucească și în același timp un undelem care este balsam, este medicament pentru răni. Uleiurile sfinte sunt într-adevăr destinate ungerii capului și a frunții, a peptului, a mâinilor. Uleiul devine semn fundamental astfel la două lucruri pentru noi preoții. Devine semn de consacrare și devine semn de misiune. Mai întâi de consacrare. Este un semn al absorbirii depline a persoanei noastre în iubirea Domnului, în vederea împărăției sale. Uleiul știm că impregnează, pătează într-un mod special, pentru că prin structura sa pătrunde porii pielii, pătrunde prin porii lucrurilor, nu numai că acoperă, dar pătrunde, impregnează și putem spune că transformă obiectul, amestecându-se cu acea suprafață pe care cade. În acest sens, semnifică consacrarea persoanei, adică predarea totală
a persoanei noastre în mâinile lui Dumnezeu în vederea îndeplinirii unei misiuni. Uleiul, în această primă semnificație, ne amintește că viața noastră de preot aparține lui Dumnezeu, care cu iubirea sa milostivă ne-a venit în întâmpinare, ne-a iertat și continuă să ne ierte, făcându-ne să intrăm în condiția fiilor săi prea iubiți. Și acest lucru este adevărat pentru orice creștin, în virtutea botezului și a sacramentului mirului, prin care toți creștinii sunt orânduiți în preoția comună, dar pentru noi preoții, pentru noi episcopii, într-un mod special, prin sacramentul preoției, prin care noi am primit această ungere într-un mod special, pentru misiune. A ne aminti de această ungere sfântă a noastră înseamnă a ne aminti de iubirea fără limite a lui Dumnezeu față de fiecare din noi. Și în același timp faptul că suntem îmbrățișați de iubirea sa milostivă. Recunoscători Domnului pentru aceasta, vrem să ne rugăm totuși pentru ca în fiecare zi să coboare în noi uleiul milostivirii lui Dumnezeu, pentru a fi complet cuceriți, pentru că nu ne mai putem lipsi de El de când a intrat în pielea noastră sau sub pielea noastră acest ulei al consacrării prin ungerea preoțească. Apoi uleiul, semn de consacrare, dar și semn al misiunii noastre. Acesta este uleiul. Ne face să ne gândim la ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat. O misiune de a unge, de a transmite această bunătate, gingășie, milostivirea Domnului. Domnul m-a uns și m-a trimis să le duc săracilor vestea cea bună, spune profetul Izaia, citește și Iisus în sinagoga din Nazaret. Uleiul are proprietatea de a înlătura asperitățile lucrurilor, de a face mai mobilă articulațiile, ungem motoarele, ungem ustensilele, ungem pentru ca să nu existe un frecuș prea puternic, permițând astfel depășirea frecării. Și putem spune că noi am fost trimiși să ungem cu undelemnul bucuriei, care este Hristos Domnul, pentru ca orice om să cunoască iubirea adevărată și să fie în măsură la rândul său să iubească. Ungerea pe care suntem chemați să o facem, de fapt, reprezintă misiunea pe care Biserica ne-a încredințat-o. Am fost unși în ziua preoției pentru ca noi să mergem, să ducem, și lista este atât de extinsă în profetul Izaia, în special pentru a duce vestea cea bună a mântuirii. Această ungere pe care noi trebuie să o dăm oamenilor constă în a unge cu Hristos toată lumea, a unge cu sfânta ungere pe frații noștri, făcându-i să coboare din belșug uleiul milostivirii și mângâierii lui în lumea de astăzi. În acest context social al nostru, pentru ca să se reînnoiască și să devină spațiu de fraternitate, de bunătate, de dreptate, de iubire. Și aceasta trebuie să fie misiunea noastră, angajarea noastră, preocuparea noastră. În mijlocul unei lumi răvășite, dezorientate, neliniștite, care pare să piardă tot mai mult, sensul valorilor creștine, în mijlocul unei lumi marcate de atâta neînțelegere și de violență, de nedreptăți, de rivalități, suntem chemați, fiecare dintre noi, să vărsăm uleiul compătimirii și al bunătății, uleiul gingășiei și al bunătății în sufletele oamenilor. Este misiunea noastră, iubiți confrați. În acest moment, în aceste timpuri, suntem chemați în fiecare zi să vărsăm din preoția noastră uleiul împăcării, al dreptății, al bunătății, a gingășiei. De multe ori, uleiul unei acțiuni pastorale care se desfășoară în tăcere, în anonimat, uleiul înțelegerii pline de simpatie față de alții, uleiul umilinței și al blândeței, uleiul iertării.
uleiul rugăciunii pentru alții, chiar și uleiul zâmbetului, al dialogului, al disponibilității zilnice, uleiul simțului de responsabilitate pentru orice cuvânt care este spus și pentru orice gest pe care îl facem, în sfârșit uleiul chiar al unui simț sănătos al umorului. Sfântul Părinte Papa Francisc, la prima celebrare a liturgiei Crismei în 2013, imediat după ce a fost ales papă, pentru a arăta eficacitatea Sfintei Crisme, s-a folosit de cuvintele Psalmului 133, care recită: este ca un delemnul de preț, care turnat pe capul lui se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, care se prelinge pe marginile veșmintelor sale. Și aș vrea să mă opresc asupra acestei imagini foarte semnificative pentru preoția noastră. Imaginea uleiului care se prelinge, care coboară de pe barba lui Aron până la poalele veșmintelor sale sacre, este imaginea ungerii sacerdotale care prin intermediul celui uns ajunge până la marginile universului, în veșmintele preoțești. Veșmintele sacre în Vechiul Testament ale Marelui Preot sunt bogate în simbolisme. Una dintre aceste este acela al numelor fiilor lui Israel, imprimate pe pietrele scumpe care împodobeau veșmintele Marelui Preot și de la care provine actuala noastră cazulă, ornatul pe care noi îl îmbrăcăm. Marele preot purta și un peptar pe care erau imprimate numele celor 12 triburi ale lui Israel. Asta înseamnă că preotul celebrează, luând pe umerii săi poporul încredințat lui și punând numele lor la inima sa. Când ne îmbrăcăm cu umila noastră cazulă, frumoasă, mai simplă, mai ornată sau mai puțin ornată, poate că ar fi bine să simțim pe umeri și în inima noastră greutatea și chipul poporului nostru credincios, care ne-a fost încredințat pe păstorire, să simțim prezența sfinților noștri, al martirilor noștri, al tuturor celor care privesc cu speranță la preot. Iar uleiul prețios care unge capul lui Aron nu se limitează să parfumeze doar persoana sa, ci se prelinge și ajunge, așa cum spune și îi place Papei Francisc, ajunge până la periferii. Domnul va spune aceasta: ungerea sa este pentru săraci, pentru cei închiși, pentru cei bolnavi, pentru cei care sunt triști, pentru cei care sunt singuri. Ungerea, iubiți frați, nu este pentru a ne parfuma pe noi înșine. Astăzi folosim șpreiuri sau parfumuri. Uleiul este pe care îl primim, nu este ca să îl ținem într-o sticluță, pentru că știm că uleiul devine rânged dacă se învechește și inima preotului devine amară, devine rângedă, devine fără gust. Preotul bun se recunoaște din modul cum este uns poporul său. Și este o dovadă clară pe care o simțim fiecare atunci când noi suntem în mijlocul poporului și într-adevăr îi păstorim. Atunci când oamenii noștri, credincioșii noștri, sunt unși, de exemplu, cu uleiul bucuriei, se observă asta. De exemplu, după liturghie în care noi ne-am rugat și ies de la liturghie cu chipul celui care a primit cu adevărat o veste bună. Oamenii sunt bucuroși, bine dispuși. Oamenilor noștri le place Evanghelia predicată cu ungere. Spunem despre unii predicatori că au ungere, ung la inimă. Atunci când Evanghelia este pe care o predicăm ajunge în viața lor zilnică, atunci când coboară ca uleiul de pe barba lui Aron până la periferii, în mijlocul realităților, al situațiilor în care trăiește lumea, atunci când luminează situațiile, limită, din nou zic cu expresia Papei, periferiile unde poporul fidel este mai expus invaziei celor care vor să-i distrugă sau să-i fure credința. Oamenii
De multe ori ne mulțumesc pentru că simt că ne-am rugat și că i-am ajutat cu rugăciunile noastre pentru problemele lor de fiecare zi, cu suferințele și bucuriile lor, cu neliniștile și speranțele lor. Și atunci când simt că parfumul celui uns, al preotului, al lui Hristos, ajunge prin intermediul nostru, sunt încurajat să ne încredințeze tot ceea ce doresc să ajungă la Domnul. Și de câte ori nu simțim și auzim: Părinte, vă rog, rugați-vă pentru mine, rugați-vă pentru familie, am această problemă, binecuvântați-mă, vreau o binecuvântare. Sunt semnul că ungerea a ajuns la poala mantiei, nu a rămas pe barbă, s-a prelins până la inima omului, pentru că este transformată în implorare, implorarea poporului lui Dumnezeu care trece prin mijlocitorul care este preotul. Când suntem în această relație cu Dumnezeu și cu poporul său, harul trece prin intermediul nostru și atunci suntem într-adevăr mijlocitori între Dumnezeu și oameni. Atunci ne trăim cu adevărat preoția. Ceea ce intenționez să subliniez este că trebuie să reînsuflețim mereu harul preoției și să intuim în orice cerere, uneori inoportună sau uneori pur și simplu material sau banală care vine din partea oamenilor, dar poate este doar aparent, trebuie să intuim dorința oamenilor noștri de a fi unși cu uleiul parfumat, pentru că știu că noi l-am primit, pentru că știu că în ziua preoției noastre am primit din belșug această ungere. De pe veșmintele noastre sacre, așadar, ar trebui să coboare totdeauna din belșug uleiul care să ajungă la toți oamenii, de orice condiție, în orice situație s-ar afla. Aceasta este misiunea preotului, unde este suferință, unde este sânge vărsat, unde este orbire care dorește să vadă, unde sunt prizonieri ai atâtor stăpâni răi și așa mai departe. Să nu minimalizăm puterea harului care se activează și crește în măsura în care, cu credință, reușim să dăm din darul pe care l-am primit în ziua preoției, din ungerea pe care am primit-o, să dăm din puțina ungere pe care o avem celor care nu au absolut nimic. Ar trebui să ieșim ca să experimentăm ungerea noastră, puterea și eficacitatea sa, pentru că avem atâtea situații în care oamenii așteaptă preotul să fie un cuvânt de salvare. Și suntem puși în atâtea situații dacă ne gândim la cele trei uleiuri pe care le binecuvântează astăzi Preasfințitul cu uleiul bolnavilor. Suntem chemați să ducem mângâiere celor care sunt bolnavi și în trup și în suflet și în spirit, pentru ca să fie eliberați de orice boală, de orice neliniște, de tristețe. Cu uleiul catecumenilor trebuie să fim aproape de orice om care caută adevărul, pentru ca să înțeleagă mai profund Evanghelia lui Hristos, să cunoască frumusețea vieții creștine, bucuria renașterii și a trăirii în biserică. Cu uleiul crismei suntem chemați să facem astfel încât orice discipol al lui Hristos să răspândească parfumul unei vieți sfinte și să îndeplinească în el planul Tatălui și viața sa în totalitate să fie mereu în conformitate cu demnitatea pe care a primit-o de la Dumnezeu și mai ales pe care o îmbracă prin această ungere cu demnitatea de a fi rege, profet și preot. Preotul care nu este cât uși de puțin, care nu unge, nu spun deloc, pentru că, slavă Domnului, oamenii ne fură totuși și se apropie, nu ne dau pace până când nu intervenim. Dar un preot care este lipsit de zel, care nu este conștient că trebuie să ungă, pierde din ceea ce este mai bun în sine, pierde și este o pierdere pentru poporul nostru. Cel care nu iese din el însuși, în loc să fie mijlocitor, devine încet, încet un intermediar, un gestionar, un funcționar.
ori un preot nu poate fi nici intermediar, nici funcționar și nici un simplu gestionar. Și cu toții cunoaștem care este diferența între a fi intermediar și gestionar, pentru că aceștia au deja plata lor, calculele lor, și de vreme ce nu-și pun în joc propria piele și propria inimă, nu primesc niciodată acea satisfacție și mulțumire interioară, pentru că se angajează din toată inima. Exact de aici derivă poate nemulțumirea unora care ajung să fie preoți triști, nemulțumiți de propria lor preoție, simt că preoția este o povară prea apăsătoare. Au uitat gustul uleiului primit în ziua sfințirii, s-a râncezit. Este, iubiți frați, o zi importantă pentru noi în care, pornind de la acele mici întâlniri pe care le-am avut, reîmprospătăm astăzi ungerea preoțească pe care am primit-o. Dumnezeu Tatăl să reînnoiască noi toți Duhul Sfințeniei cu care am fost unși, să le reînnoiască în inima noastră în așa fel încât ungerea să ajungă la toți, chiar și, din nou, repet insistent, periferiile despre care vorbește Papa, acolo unde poporul nostru credincios îl așteaptă și îl apreciază mai mult. Lumea noastră, poporul nostru, să ne simtă cu adevărat discipoli care am fost aleși și trimiși, să simtă că suntem îmbrăcați cu numele lor, că atunci când ne îmbrăcăm, ne îmbrăcăm cu acești oameni pe care îi păstorim, să nu căutăm altă identitate și să poată primi prin cuvintele și faptele noastre acest un de lemn al bucuriei pe care ni l-a adus Iisus, cel uns prin excelență. Amin. Dragi confrați, Sfântul Preoție, prea iubiților, în lumina textelor sfinte pe care le-am proclamat, în această atmosferă a sărbătorii noastre, ajutați de cuvintele preasfințitului nostru, episcop Aurel, acum, împreună cu Sfântul Părinte, cu ceilalți episcopi și preoți, cu toți cei care suntem aici, dar și cu cei care sunt uniți cu noi în această zi, vrem cu adevărat să retrăim cu bucurie preoția noastră și să reînnoim făgăduințele noastre. Fiilor prea iubiți, aniversăm ziua în care Hristos Domnul i-a făcut părtași pe apostoli și împreună cu ei și pe noi de preoția sa. Vreți așadar să rănoiți în fața episcopului vostru și a poporului sfânt al lui Dumnezeu păgăduințele făcute în ziua hirotonirii? Vreau. Vreți să trăiți tot mai uniți cu Iisus Domnul și să deveniți tot mai asemănători cu El, renunțând la voi înșivă și reînnoindu-vă hotărârea de a împlini obligațiile pe care, din iubire față de Hristos și din dorința de a vă duri în slujba bisericii sale, le-ați asumat în ziua hirotonirii voastre. Vreți să fiți împărțitorii credincioși ai tainelor lui Dumnezeu prin celebrarea Sfintei Eucaristii și a celorlalte acțiuni liturgice,
precum și prin neplinirea cu fidelitate a misiunii de învățători, urmându-L pe Hristos, capul și păstorul nostru, nu de dragul bunurilor pământești, ci călăuzești numai de zel pentru mântuirea sufletelor. Iar voi, fiilor prea iubiți, rugați-vă pentru preoții voștri, pentru ca Domnul să reverse din belșug asupra lor darurile sale, iar ei, rămânând slujitori credincioși ai lui Hristos, marele preot, să vă călăuzească la El, care este izvorul mântuirii. Hristoase, auzi-ne! Hristoase, ascultă-ne! Rugați-vă și pentru mine, ca să rămân credincios misiunii apostolice care mi-a fost încredințată și să fiu între voi chipul viu și tot mai desăvârșit al lui Hristos, preotul, păstorul cel bun, învățătorul și slujitorul tuturor. Hristoase, auzi-ne! Dumnezeu să ne păstreze pe toți în iubirea Sa și să ne ducă pe toți, păstori și turmă, la viața veșnică. Amin. Fraților prea iubiți, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat pentru mântuirea noastră și aducându-se pe sine însuși ca jertfă a noului legământ, rămâne în veci marele preot al credinței noastre, unic mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Să ne apropiem de El cu credință și să îi înfățișăm cererile noastre. Doamne Iisuse Hristoase, preot în viac! Întărește cu puterea Ta pe Sfântul Părinte Papa Francisc, pe episcopul nostru Petru, pe toți episcopii și preoții. Te rugăm, ascultă-ne! Inspiră celor rătăciți și păcătoși gând de convertire și dăruiește-le harul și pacea Ta prin dezlegarea preoțească. Te rugăm, ascultă-ne! Desăvârșește în sfințenie pe toți aceia cărora le-ai împărtășit darul slujirii preoțești și binecuvântează munca lor. Te rugăm, ascultă-ne! Alină prin rugăciunea slujitorilor Tăi durerile celor bolnavi. Te rugăm, ascultă-ne! Primește munca și rugăciunile noastre împreună cu darurile sfinte pe care preoții le oferă pe altar. Te rugăm, ascultă-ne! Cheamă pe cât mai mulți la Sfânta Preoție ca jertfa Ta să se înalțe neîntrerupt de pe toată fața Pământului. Te rugăm, ascultă-ne! Asistă-i prin preoții Tăi pe toți cei aflați în agonie, iar răposaților dăruiește-le odihna veșnică și bucuriile cerești. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne, Dumnezeule preasfânt, Tu ai voit ca preoția lui Hristos să lucreze în lume prin ucenicii Lui. Ocrotește pe toți preoții bisericii și revarsă prin ea asupra lumii întregi darurile și binecuvântările Tale. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. O Redentor sume Carmen, temet concinentii, arbor fetal maluce, hoc sacrandum protuli, fert hoc prona presens turba, salvatori secu.
non secrare tu dignare rex perennis patriae, ocolivum signum vivum, iura contrademonum. Care va deveni pentru noi băutură spirituală. Ut novetur sexus omnis unctione chrismatis, ut sanetur sauciata dignitatis gloria. Amen te sacrofonte au fugantur crimina, uncta fronte sacrosancta in fluun carismata. Ordenatus ex parentis, alvum in plenis virginis, presta lucem claude mortem, chrismatis consortibus. Ec dies festa nobis, seculorum seculis, sit sacrata digna laude, ne exenescat tempore. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, ca puterea acestei jertfe să îndepărteze cu bunătate din ființa noastră tot ce este vechi și să sporească în ea înnoirea vieții și harurile spre mântuire, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Inimile. Îi mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat, vrednic și drept,
de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atot puternic, veșnic Dumnezeu, Tu, în gândul cu Duhul Sfânt, pe Fiul Tău născut, L-ai rânduit mare preot al noului și veșnicului legământ. Și printr-o hotărâre necrăită, ai voit ca preoția lui unică să se perpetueze în biserică. Căci el împodobește cu preoția împărătească poporul pe care și l-a dobândit, dar își alege cu iubire frățească pe unii dintre oameni, ca prin impunerea mâinilor să-i facă părtaș la sfânta lui slujire. Astfel a voit ca aceștia să renoiască numele lui jertfă răscumpărării neamului omenesc, pregătindu-le fiilor tăi ospățul pascal, ca astfel să întâmpine cu iubire poporul tău preasfânt și să-l hrănească cu pâinea cuvinul cuvântului și a sfintelor taine, dându-și viața pentru tine și pentru mântuirea fraților lor, să se străduiască să fie tot mai asemenea cu chipul lui Hristos și să-ți dea mărturie statornică de credință și de iubire. Pentru aceasta și noi, Doamne, cu toți îngerii și sfinții, îți aducem cântarea noastră de laudă, zicând cu bucurie. Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers,
și fără încetare adun poporul tău, pentru că de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintire. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să o dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericită Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Uleiul pentru bolnavi. Dumnezeule Părinte a toată mângâierea, care prin Fiul Tău ai binevoie să vindeci suferințele celor bolnavi, ascultă cu bunătate rugăciunea noastră plină de credință,
Te rugăm, trimite-l din cer pe Duhul Sfânt Mângăietorul asupra acestui ulei pe care ai binevoit să-l produci din pomul verde spre întărirea trupului, pentru ca prin binecuvântarea ta sfântă să fie pentru toți cei care vor fi unși cu el o crotire pentru minte, trup și suflet, pentru a îndepărta toate durerile, toate slăbiciunile și toată suferința. Doamne, el să devină un de lemnul Tău sfânt, fiind binecuvântat de noi, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, care viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea vă dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Oh.
milă lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la cină Domnului. Doamne, nu sunt vrednic să intri, dar spune numai un cuvânt.
Îți mulțumim, Ceresc Părinte, pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, mlădița sfântă a lui David, slujitorul Tău. Îți mulțumim, Ceresc Părinte, pentru pâinea pe care o frânecem, prin care Fiul Tău, Iisus Hristos, ne dă cunoaștere și viață suprafirească. Cum această unică pâine de pe altar a fost făcută din boabele de grâu adunate de pe dealuri și câmpii, la fel să se adune biserica din toate colțurile pământului în împărăția ta. Părinte Ceresc, noi care ne-am împărtășit, îți mulțumim pentru că ți-ai făcut lăcaș în inimile noastre. Îți mulțumim pentru nemurirea pe care ne-ai descoperit-o prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Să ne rugăm. Te rugăm cu milință, Dumnezeule atotputernic, care noiți de sfintele tale taine, să ne învrednicim a fi în lume buna mireasma lui Hristos, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Sfântul ulei pentru catecumeni. Dumnezeule, sprijinul și apărarea poporului Tău, care i-a tărât ca uleiul să fie un semn al puterii Tale divine, binevoiește a binecuvânta acest ulei. Tăruiește tărie catecumenilor care vor fi unși cu el pentru ca iluminați de înțelepciunea Ta, să înțeleagă mai bine Evanghelia lui Hristos. Susținuți de puterea Ta să împlinească cu generozitate datoriile vieții creștine, îmbrădniciți să fie fiii adoptivi Tăi, să aibă bucuria că au fost renăscuți și că trăiesc în biserica Ta. Prin Hristos Domnul nostru. Sfânta Crismă.
Fraților prea iubiți, să rugăm pe Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, să binecuvânteze și să sfințească acest ulei amestecat cu balsam, pentru ca cei care vor primi ungerea cu el să primească și consacrarea interioară și să fie făcuți părtași la misiunea lui Hristos, Răscumpărătorul. Doamne, Tu ești izvorul vieții și întemeitorul sacramentelor. Îți mulțumim pentru nemărginita bunătate, căci în vechiul legământ ai arătat taina uleiului mântuitor, iar când s-a împlinit timpul să ai făcut ca această taină să strălucească în mod minunat în Fiul Tău prea iubit, nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, după ce a mântuit neamul omenesc prin moartea și învierea Sa, a umplut biserica Ta cu Duhul Sfânt și în mod minunat a înzestrat-o cu daruri cerești, pentru ca prin ea să se împlinească lucrarea mântuirii în lume. Părinte Sfânt, prin taina Sfintei Crisme, Tu împarți oamenilor bogățiile harurilor Tale, pentru ca fiii Tăi renăscuți prin taina botezului să fie întăriți prin ungerea Duhului Sfânt și devenind asemenea lui Hristos să participe la misiunea Lui de preot, profet și rege. De aceea, Doamne, Te rugăm ca prin puterea Harului Tău acest amestec de balsam și ulei să devină pentru noi sacramentul binecuvântării Tale, revarsă cu dărnicia asupra fraților noștri care primesc această ungere, darurile Duhului Sfânt. Dumnezeul luminii veșnice împodobește cu strălucirea Sfințeniei Tale locurile și obiectele însemnate prin ungerea cu acest sfânt ulei. Dar înainte de toate, prin taina ungerii cu acest sfânt ulei, dăruiește creștere bisericii Tale, până când va ajunge la acea desăvârșire în care Tu, strălucind în lumina cea veșnică, vei fi toate în toți cu Iisus Hristos în Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Preasfințite, dragi convrați într-o preoție, dragi părinți diaconi, dragi seminariști, persoane consacrate, iubiți credincioși. Astăzi, cu bucurie, am răspuns la invitația lui Iisus. Am răspuns să fim aici împreună, pentru că El ne-a ales. Nu noi L-am ales pe El, și El ne-a ales pe noi. Și El ne-a invitat, pentru că suntem unși Lui. Ne-am bucurat să fim împreună, ne-am bucurat să ascultăm lecturile sfinte din această zi, ne-am bucurat să ascultăm cuvântul Preasfințitului Aurel pentru a înțelege acest mister pe care l-a așezat Dumnezeu în noi. Ne-am bucurat să trăim împreună acea comuniune sacerdotală. Toți suntem preoții și slujitorii Săi. Suntem poporul lui Dumnezeu. De aceea, sigur că îi mulțumim Lui că ne-a chemat. Că ne-a chemat astăzi, după ce ne-a ales. Și reînnoit făgăduințele noastre, desigur, nu vom uita de ceea ce i-am promis. Și vom împlini misiunea noastră astfel încât în lume să lucreze El.
pentru că prin preot lucrează El. Vă mulțumim din inimă, împreună cu Preasfințitul, că ați binevoit să veniți astăzi aici. Vă felicităm în ziua întâi preoții, pe fiecare în parte. Dar ne bucurăm mai mult să știm că avem atâția preoți care astăzi au fost uniți cu noi, uniți din diferitele părți ale lumii. Peste 80 de preoți plecați de la noi, care astăzi s-au îndreptat cu gândul aici, în toate țările, fie ca misionare, fie ca fidei Domnului, fie colaboratori, fie la studii. Ei fac parte din presbiteriul nostru. Ne bucurăm să știm că sunt uniți cu noi și nu-i uităm. Ne-am inclus în rugăciunile noastre. Dar ne mai bucurăm anul acesta să amintim pe câțiva dintre cei care vor trăi pe lângă această zi unică a noastră și momente particulare. 30 de ani de preoție. Părintele Blaj Ioan Antoci Iosif, 25 de preoție. Arțade Alois, 25 de ani de preoție. Lupu Ștefan, 25 de ani de preoție. Tancău Ferenț, 25 de ani de preoție. Ne bucurăm să știm că mulți dintre ei împlinesc anul acesta 15 ani de preoție. Ne bucurăm că sunt mulți care vor împlini anul acesta și anii vieții. Amintim într-un chip deosebit pe părintele Anton Despinescu, care va împlini frumoasa vârstă patriarhală. Ne bucurăm să știm că sunt atâția care trebuie să-i pomenim astăzi pentru slujirile lor. Cu toți, așadar, acum, înaintea lui Iisus, ne simțim fericiți. Și cerându-i pentru toate lipsurile noastre iertare, îi cerem mai ales la ieșire din biserică să rămână cu noi, să meargă cu noi, să-L reprezentăm pe El oriunde, să purtăm lumii bucurie, speranță, să fim într-adevăr mesagerii iubirii și a păcii sale. Tuturor celor care sunt preoți, celor care vor să devină preoți, tuturor seminariștilor noștri le dorim să aibă curaj pe drumul sfânt al preoției. Sunt aici de față seminariști în frunte cu părintele rector și profesori. Sunt și persoane consacrate care vor să facă parte vie din poporul ales al lui Dumnezeu prin consacrarea lor, dar sunt și atâtea persoane care se bucură de preoția regală, de preoția comună, atâția credincioși. Pe toți îi amintim în această zi și pentru toți ne rugăm. Și acum, cu această bucurie în suflet, ne ridicăm în picioare, mulțumindu-i lui Dumnezeu, îi cerem binecuvântare ca să putem merge mai departe cu fidelitate după Iisus și să ne bucurăm cu toții în acest an de Sfânta Înviere și mereu de prezența Lui în viața noastră. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă
binecuvânteze pe voia tot puternicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Noi uităm pe cei care anul acesta vor împlini 15 ani de preoție. Îi avem în sufletul nostru. Așa vorbește Domnul către Domnul meu, șezi la dreapta mea. Așternut picioarelor tale. S-a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veci după rânduiala lui Melchisedec.